Bună! Am revenit. Înainte de a începe a patra parte, aș vrea să recapitulăm ultima idee din partea a treia. Anume, în partea a treia vorbeam despre persuasiune și când noi vorbim de persuasiune, noi vorbim de capacitatea de a genera credibilitate. Ceea ce noi numim etos, capacitatea de a fi un om logic, cu argumente, cu raționamente, cu dovezi, adică de a fi conectat cu logos și în această a patra parte aș vrea să discutăm despre patos, persuasiunea și psalmodierea. Are undeva în spate acest patos care face apel la emoțiile ascultătorului și se axează pe determinarea unor reacții la nivel afectiv. Ca atunci când cineva va spune că știi? O să vă spun acum ceva ce nu v-a spus nimeni până acum despre persoana dumneavoastră. Imediat ce a spus acest lucru, o parte interioară din dumneavoastră a venit către mine, s-a deschis și este gata să afle. Deci, când vorbim de patos, vorbim de suflet, vorbim de aici acum, de a fi prezent. De a fi prezent mai mult decât un pantalon, o fustă, o cămașă. De a fi prezent mai mult decât un corp fizic. De a fi prezent cu toate corpurile subtile. Tot ceea ce ține de sfera creativă și sentimentală, de la reclame la propagandă și de la tradiție la credințe, acționează asupra atitudinii, în primul rând cu ajutorul afectelor și mai puțin sau chiar deloc cu ajutorul rațiunii. În cuvinte simple, se zice, fă o poveste pentru a vinde un lucru. Nu un lucru va vinde, dar povestea sigur vinde. Pentru un debater, apelul la emoțiile publicului poate fi deopotrivă salvator în anumite momente, dar și o alegere total neinspirată în alte momente. Emoția este un element mult mai fluctuant, mult mai dinamic și mai puțin predictibil decât rațiunea. Uneori ne uităm la un om și vedem că este viu. Este ca și cum viața muștește în acel corp. Și alteori ne uităm la un om și parcă viața nu reușește să umple acel corp. Și de-a lungul timpului oamenii m-au întrebat. Poți să ne dai sfaturi, idei, sugestii pentru a fi mai persuasiv? Atât în dezbaterile pe care noi le avem în viața de zi cu zi, cât și în întâlnirile noastre, cât și în relațiile de serviciu. Da, există o serie de exerciții ce pot fi aplicate pentru a fi mai persuasiv. Pentru început, încercați să întrețineți o reputație generală
care să genereze credibilitate. Adică, cu alte cuvinte, țineți-vă de cuvânt, da o să fie da și nu nu. Demonstrând în mod constant bună credință și considerație pentru interesele publicului, aveți șansa în acest fel să dobândiți o imagine care să funcționeze pentru public încă înainte de a intra într-o încăpere în relația cu acel public. Face mereu trimitere la ceea ce oamenii, la ceea ce publicul este interesat să audă. Oamenii au tendința de a selecta în ceea ce li se spune doar ceea ce are legătură cu propriile lor convingeri. Dați celor din audiență senzația de implicare în discursul vostru. Prezentați ambele părți ale unei probleme. Chiar dacă susțineți o anumită poziție, aveți mai multe șanse de a fi tratat cu încredere dacă acceptați că anumite lucruri pot fi conforme cu opinia prezentată de partea adversă. Nimănui nu-i plac persoanele care au întotdeauna dreptate. Acestea tind să devină nesuferite. Enunțați concluziile într-un mod lipsit de echivoc, nu adresați publicului prea multe întrebări retorice și nu îl lăsați să tragă propriile concluzii. Odată ce ați explicat argumentele clar, aduceți impact celor spuse și exprimați și concluzia. Asigurați-vă că publicul reține ideile importante. Chiar recapitulați acele idei. Repetați ceea ce trebuie să rămână în mintea auditorului. Și aveți grijă ca ideile centrale să se regăsească și în părțile periferice ale discursului sau comunicării dumneavoastră, indiferent că introducere și încheiere. Din moment ce începutul și sfârșitul sunt întotdeauna mai bine reținute decât mijlocul, trebuie să fiți atenți la recapitularea ideilor. Există numeroase alte tehnici prin care puteți atrage bunăvoința publicului pe care le puteți descoperi singuri. Niciuna dintre sugestiile de mai sus nu vă oferă o garanție de 100%. Adică nu pot să vă asigure că veți putea crea o putere de persuasiune de a convinge pe cei care vă ascultă. Dar în majoritatea cazurilor, ele vă vor ajuta să întrețineți un climat de încredere, o atitudine pozitivă. Psalmodierea. La prima vedere vine de la modul în care erau cântați psalmii, de la linia melodică bisericească, monotonă, tărăgănată, pe care se cântă psalmii și alte cântări religioase. Cântare, recitare, declamare monotonă. Scopul este de a păcăli, de a adormi, de a controla forțele contra din interiorul sau din afara noastră. Este ca atunci când declari în gura mare ce vrei să faci, când vrei și cu cine vrei. Acest lucru va activa o forță uriașă care va contracara procesul de reușită, adică de materializare cu succes a ceea ce vă propuneți să faceți. Puterea de a păstra un secret este începutul drumului de putere. Pe de altă parte, va crește o vibrație, se va crește în intensitate și va duce la o dezvoltare extraordinară a potențialului creator. Este modul în care mama te adormea și își cânta când erai mic, în perioada minții absorbantă. Mai apoi această minte magică
va fi activată și pusă să lucreze pentru un cel înalt, cum se spune, un înalt ideal. Vocea joacă un rol hotărător. Vocea și glasul puterii. Aș folosi vocea cu putere presupune a învăța să respiri corect, a transfera ciul din biocâmp și plămâni în sunet. Sunetul este unul dintre cele mai la îndemână metode de a transfera cantități uriașe de energie la distanță. Când noi folosim vocea, lăsăm aerul să vină din abdomenul inferior, din acea zonă numită tantien sau hara, să urce în sus spre corzile vocale și să formeze vibrația. Acesta este unul din modurile de a vorbi cu putere. Când folosim această modalitate, formăm frecvențe care reușesc să impulsioneze atât subconștientul celor din jur, cât și al nostru. Odată ce stăpânim vocea, noi emitem energie care va hrăni sufletul și mintea auditorului, căpătând astfel căutare și succes, împlinire. Apoi urmează a doua parte a modulării, folosind semantica de putere, sintaxa și morfologia sugestiei. În final, învățăm să folosim factorii de declanșare, anulare a sugestiei sau programelor de modelare a realității sociale. Semantica puterii. La prima vedere, Dexul ne spune că este o ramură a lingvisticii care se ocupă cu studierea sensurilor cuvintelor și a evoluției acestor sensuri. Dar, pe de altă parte, se referă și la modul în care construim propozițiile în așa fel încât puterea să se manifeste la maxim. Există un fel de micul și marele Albert al construirii frazelor magice, care pot pătrunde până la nivel de spirit, duh, pentru a se manifesta peste ani și ani și chiar vieți. A cunoaște aceasta este vital, dar a ști cum să o contracarezi este magistral. În univers, sugestia este singura forță care te poate duce la celelalte forțe. Dar dacă nu o stăpânești, celelalte te vor stăpâni. Relaxarea este începutul practicii de creștere a receptivității la sugestie. Aceasta, la rândul ei, poate să-ți dea capacitatea de a te controla și autocontrola foarte mult. Confucius spunea că cel ce nu cunoaște puterea cuvântului, acela nu cunoaște omul. În loc de încheiere, aș vrea să conștientizăm că înotăm într-un ocean de informație, de energie, de cunoaștere, un ocean al viului. Toate acestea manifestându-se prin influența personală, familială, socială, mentală și spirituală. Așa cum zicea Confucius, avem datoria de a înțelege puterea cuvântului și de a acționa în consecință. Este singurul mod în care ne putem proteja de această croitorie spirituală sau o presiune spirituală. Amândouă au de-a face cu etichetarea spirituală și focusarea energiei pe materializarea tuturor atributelor etichetei la acea persoană,
transformând-o în ceea ce nu vrea să fie. Acesta este un motiv temeinic de a înțelege puterea sugestiei și protecției psihice și a lucra cu ele în transformarea evolutivă a ființei umane într-o adevărată bijuterie a cunoașterii. Stă în puterea dumneavoastră de a face totul pentru a crea acel climat propice dezvoltării vieții, armoniei și cunoașterii luminii. Nu ar trebui să vă îngrijorați, pur și simplu, doar să surâdeți, să acționați. În final, aș vrea să recapitulăm ultimele idei, anume că a fi persuasiv înseamnă a stăpâni etosul, logosul și patosul. A pune patos, a pune suflet, înseamnă a fi prezent cu toate simțurile în ceea ce faci aici acum. Noi avem nevoie să înțelegem acest mecanism al persuasiunii și cum să devenim mai persuasivi. Și am vorbit de faptul că trebuie să ajungem să generăm credibilitate. Pentru a genera credibilitate, noi avem nevoie de a face tot ceea ce-i pași, a fi oameni de cuvânt, da o să fie da, nu o să fie nu, pur și simplu a oferi oamenilor ambele fețe ale aceleiași monede. Cumva ei ar trebui să aleagă care este fața în care se regăsesc cel mai mult. Și noi ar trebui cumva să luminăm acea față ce îi poate transforma în oameni extraordinari. Cumva ei ar trebui să înțeleagă că faima, reputația, este o forță care lucrează. Lucrează peste ani și vieți la nivelul relațiilor sociale. Și ar trebui să înțelegem că toate tehnicile nu pot să ofere o garanție 100%, dar a te implica să lucrezi cu ele te va face mai bun decât ceea ce ai fost ieri. A fi direct, a fi tu însuți, a te accepta așa cum ești, cu efecte și defecte, a transforma defectele în efecte, înseamnă a fi natural și a te duce către unicitatea ta. Iar asta va atrage și va aduce mult credit la adresa persoanei tale. Noi am vorbit de psalmodieră și vorbind de această psalmodieră, noi am vorbit despre faptul că este necesară atunci când vrei să liniștești acea parte contra din interior. Și acea parte contra din interior poate să apară mereu. Ori prin faptul că nu reușești să-ți așezi gândurile, ori prin faptul că nu reușești să te focusezi, ori prin faptul că în tine se dă o luptă și ceva din tine spune, dar cine ești tu, dar ce nevoie de așa ceva? Da, lasă că nu ai nevoie, tu așa ești, așa ești tu, așa meri să fii. Deci, acea forță trebuie păcălită și atunci noi folosim această putere psalmodică. Și folosirea vocii și acest glas al puterii este importantă. A vorbit din gât, a vorbit din piept, a vorbit din plec, a vorbit din burtă, a vorbit din rărunt și a putea să pleci cu sunetul de la nivelul piciorului, călcâiului, în sus,
reprezintă o abilitate foarte înaltă pe care mulți cântăreți de operă și o doresc și o exersează. Deci, aș folosi vocea cu putere, presupune a învăța să respiri corect și să poți transfera ciul din aura ta, din corpurile tale subtile, din plămânii tăi, în sunet. Sunetul este cel mai direct mod de a influența lucrurile. Și când noi vorbim de un mod de putere, de a așeza fraza, am vorbit despre faptul că aș putea să vă spun ceva ce nu v-a spus nimeni până în prezent. Anume că toate posibilitățile sunt în sufletul dumneavoastră. Acest suflet are o poartă și ca să deschideți această poartă, aveți nevoie să conștientizați că nu vă lipsește absolut nimic. Aveți două mâini, două picioare, un cap pe umăr. Nu există nicio persoană care să aibă în plus vreun membru. Și este important să înțelegeți lucrurile acestea. Este important să evitați să vă lăsați invalidați de altă persoană. Invalidați de putere, libertate și expresie de sine. Este esențial să înțelegem ceea ce spunea Confucius, că cel ce nu cunoaște puterea cuvântului, acela nu cunoaște omul. Și este suficient să stai un pic cu tine, în sensul că așezi mâinile pe abdomen, relaxezi ușor corpul, inspir liniștit, expir. Corpul este relaxat, corpul este greu. Corpul este cald, căldura nepătrundă. Respirația este ușoară și prelungă. Întreaga ființă respiră. Inima bate calm și liniștit. Calm și liniștit. Întreaga ființă pulsează. Plexul solar este cald. Căldura se revarsă în pântec. Plexul solar este cald. Căldura se revarsă în pântec. Fruntea este răcoroasă. O adiere plăcută mângâie fruntea. Fruntea este răcoroasă. O adiere plăcută mângâie fruntea. Sunt calm și liniștit. Sunt greu și relaxat. Sunt cald și odihnit. Respirația este liniștită. Întreaga ființă respiră. Inima bate calm, profund și regulat. Întreaga ființă pulsează. Plexul solar este cald. Căldura se revarsă în pântec.
Fruntea e tărăcoroasă. O adiere plăcută mângâie fruntea. Fruntea e tărăcoroasă. Fruntea este relaxată. O adiere plăcută mângâie fruntea. Dintotdeauna mă simt într-o stare perfectă. Dintotdeauna mă simt perfect sănătos. Dintotdeauna mă simt tânăr, integru, prosper și înțelept. Plin de Dumnezeu și de noroc. Dintotdeauna mă simt ca de 14 ani. Stăpân pe mine, stăpân pe sine. Echilibrat fizic, psihic și emoțional. Sexual, mental, spiritual, familial, social, financiar, universal, una cu Dumnezeul meu, sursa mea din interior. Mă simt manifestarea gloriei divine. Cu fiecare respirație, cu fiecare bătaie, așa să fie. Pe măsură ce număr, de la 1 la 7, revin la normal, la realitate, din toate punctele de vedere. 1. Simt locul și încăperea, unde mă aflu. 2. Simt aerul curat și pur. 3. Simt degetele de la mâini, de la picioare, le pot mișca. 4. Inspir și las întreaga ființă să se umple, dar proaspăt. 5. Fața e curată, proaspătă, strălucitoare. 6. Întreaga ființă, trup, suflet, minte, spirit, curată, luminată, precum roa și curcubeul, precum parfumul florilor în adierea primăverii. Iarba este verde, soarele este cald. 7. Inspir ușor, mic mâinile, deschid ochii, revin cu toată ființa la normal. Trec ușor mâinile și fac ușor acest gest și scutur ușor. Am revenit. Ne simțim bine din toate punctele de vedere. Cu fiecare respirație, cu fiecare bătaie, conectarea noastră cu divinitatea este din ce în ce mai bună. Deci, iată cum această întâlnire v-a adus foarte multe instrumente și v-a adus o înțelegere și o convingere de a face, de a ține cont de ele. Pentru dumneavoastră, pentru familia dumneavoastră, pentru această societate în care trăim. Am încheiat a patra parte și vă doresc tot ce e mai bun, tot ce e mai potrivit și viața poate să vă oferă. Numai bine!